Intervenție chirurgicală în premieră națională la Spitalul Militar Iași. Un tânăr în vârstă de 26 de ani diagnosticat cu coxartroză secundară bilaterală pe fondul unei necroze aseptice de cap femural stadiul 4 și anchiloză șold drept a primit o nouă șansă la viață prin intermediul unei intervenții chirurgicale efectuate în premieră în cadrul compartimentului de ortopedie traumatologie. Intervenția reușită de o echipă multidisciplinară a constat în proteza șoldului bilateral prin abordi anterior și implantarea unor proteze personalizate de șold. Particularitatea chirurgicală cazului a fost dat atât de intervenția chirurgicală la nivelul ambelor șolduri într-o singură sesiune, cât și de tipul de implanturi folosite, proteze personalizate realizate în urma unui planning 3D, ce a analizat geometria femurală a pacientului, calitatea stocului osos și densitatea ososă, precum și calculul restaurării lungimii membrelor. Pacientul a început recuperarea funcțională la 24 de ore de la intervenție cu exerciții de mobilizare activă și pasivă a articulațiilor șoldurilor și mers cu sprijin total pe membrele inferioare. În prezent, pacientul continuă programul de recuperare funcțional articulațiilor în sanatorul de balneofizioterapie și recuperare medicală, Dr. Dimitre Cantemir.